A fost o bucurie și pe semne că știți foarte bine că sunteți trei instanțe pe scenă și aveți un înger al iubirii deasupra, probabil că l-ați simțit cu putere, la momentul am simțit, l-am văzut. Ca să ne dăm fiul discuției, când vă venim să vă vedeți în seara, ascultându-vă în această minunată interpretare a parabolei din Tinerețe să răbătrâneți și viață fără de moarte, mi-am amintit un gând al lui Sergei Bulgakov, care spunea minunat: omul și îngerul trag împreună la același juc al iubirii, cel mai frumos dintre jucurile posibile. Poate că ar fi bine să vă provocăm să ne interpretați o mică scenă dintr-o variantă a aceleiași pas, care cu siguranță o veste undeva în dreptul inimii, variantă în care minunatul fost frumos întârzie și își găsește moartea, adică își găsește firescul, am spune noi, pentru că undeva la porțile cetății respective, postmoderne, după cum ați prezentat-o, întâlnește un bătrân, țăran, singur, slab, năcojit, care se chinea de jos să-și tragă un car care căzuse într-un șanț. Și tot frumos, în toată măreția lui, îi spune: bade, hai să te ajut. Iar bătrânul: nu, o să întârzi cu mine. Replica lui tot frumos, parafrazez, este: da, dar mi-a fost dor și de tine. Îl ajută pe bătrân, trag împreună carul, își întârzie destinul și moare în iubire. Moare cu un înger al iubirii. Da, nu am știut de această variantă, dar mi-am adus aminte, am scris și în cartea despre un frumos, un lucru care m-a tulburat și care se leagă de ceea ce a spus, se numește ultimul cuvânt. Este cuvântul de apărare a Mișa Vulcănescu în fața completului de judecată comunistă. Și el, în loc, bine, el în calitate de secretar, numit secretar de stat, a reușit să aducă o bogăție uriașă țării la sfârșit de război. Deci a fost un om de onestitate, de probitate și de un profesionalism extraordinar. Și ceea ce m-a făcut că n-a ce puțin să discute cu ăia care sunt pești, ce să discute. Și a zis așa: Sfântul Casian cu Sfântul Nicolae ieșeau din biserică, în odăjde strălucitoare, fusese o zi frumoasă de hram cu toată lumea jur. Și când au ieșit din biserică, au văzut exact așa, un țărat cu carul cu boi care se înfărmonise acolo într-un șanț. Și Sfântul Nicolae zice: mă duc să-l ajut. Și Sfântul Casian zice: nu, spiritul nu coboară niciodată la suflet, ca să nu se murdărească. Dar Sfântul Nicolae zice: eu să cobor. Și cu odăjdele lui Sfântul s-a băgat în noroi, l-a ajutat pe țăran și a ieșit țăranul în noroi și a mers acasă. Și zice Mircea Vulcănescu: și nu știu de ce poporul român de atunci îndrăgește mai mult pe Sfântul Nicolae. Variațiile acestea sunt uluitoare, dar toate sunt în sensul iubirii. Și acum am să vă spun următorul lucru apropo de cuplu și de iubire, că în cuplu, de exemplu, femeia pentru român este o idealitate de frumos, este o, cum să spun, o lumină, este o împlinire și asta că cam toate bazele se termină așa și au trăit până adânci pătrâneți după ce s-au căsătorit. Într-un echilibru, îți dă o chestie de o longevitate nu supărătoare, ci una echilibrată în rost. Dar pe de altă parte, românul este foarte atent la ideea de cuplu de zi cu zi, care este foarte realistă, este genială. Dacă vedeți îmbunătățirile făcute între ghilimele la Evanghelie, dacă cunoașteți basmul basaravean cu zidirea femeii, întâi trebuie să vă spun ce mi-a zis mie un preot gorjean. Și că, domnul Dan, a venit la mine un gorjean și mi-a zis: părinte, femeia a fost făcută din coasta lui Adam. Da. Dar Adam dormea. Da, dormea. Așa, așa. Păi, la asta mă gândeam, dacă era treaz, nu era de acord. Și intri într-o zonă